Hello, hello, bine ați revenit pe minunatul meu canal de YouTube și după cum ați văzut și în titlu, astăzi vom face vlogul care pe mine m-a consacrat de altfel aici pe YouTube, ce se află în geanta mea. Această geantă este de la Roxonica, este de la Adidas, am primit-o de Crăciun și voiam să vă spun că am scos deja câteva lucruri din ea până să verific că mie nu mi mergea camera. Dar înainte de toate, vă rog eu pușiți butonul ăla de like, subscribe și de abonare, pentru că totuși și eu voiam să vă spun că voi face curat în geanta implicit, pentru că vreau să-mi schimb și geanta, să iau altă geantă. Așa că voi începe din nou să scot ce am descos. Și voi începe cu portofelul, care este acesta pe care l-am achiziționat din Anglia, de la Moschino. Este foarte drăguț așa cu inimioară, are destul de multe compartimente, este o bombonică efectiv. Am o pereche de ciorăpei, pentru că s-au udat când am fost la Roxonica odată, nu mai știu, am călcat în apa la pisică, nu știu, și bineînțeles că le-am pus în gentuță. Avem aici 3? Nu, cred că trebuie să mai fie una. Da. Avem 4 bucăți de miere, pentru că nu mai aveam miere acasă și când m-am dus la restaurantul băiatului care este al meu acolo. Te rog, dă și mie câteva bucățele de astea de miere pentru că am nevoie. A, hai că mi-a scris și mama. Mai avem 2 ciocolățele, una de la Bounty, una de la Snickers. Mi-a dat Alexandra mai multe. Avem aici un ser de la Sinsei, care arată foarte bine. Dar uite, vezi, eu când îl las în geantă, se murdărește pe aici de fond, de ten și chestii, că aveam niște mostre de la Sephora și s-au cam prăpădit în geanta mea. Este foarte drăguț pentru că are sclipici. Nu am eu cum să vi-l arăt pentru că nu o să se vadă. Am dat eu mai devreme pe mână, dar pe aici nu cred că se vede. Nu se vede pe cameră. În fine, e primer. Asta e o șuvița lui Băse aici. În fine. Avem un Icos, pentru că de ce nu? Icosul la purtător. Avem niște pastile la purtător. Una din pastile este pentru omes, pentru că am avut într-o perioadă niște dureri de stomac. Nu știu de la ce, foarte nașpa. 2 pachete de țigări și nu-mi vine să cred că am 2. Le-am văzut și mai devreme, dar am fost mult mai entuziasmată când le-am văzut mai devreme fără să filmez, pentru că eu știam că mai am unul singur. Așa, am 2 pachete de țigări. Da. Avem Big Stonim, pentru că dependența mea este foarte mare de Big Stonim. Avem și niște lei pe aici. Lei grei se numesc. Avem 7 lei aruncați prin geantă. Avem un fâs-fâs de ăsta, refil la parfum, să am eu parfum în geantă. Mai avem o linguriță, a cărui scop jur că nu îl văd, îl punem la gunoi mic. Mai avem gunoi mic, pentru că eu de obicei când desfac pachetul de hits, nu am cum să pun țigara, să o introduc din nou în pachet. Așa că decât să o arunc cine știe pe unde, o bag în geantă. Un tamtum. Un pachet de șervețele, un gloss de la Kiko în nuanța 28, l-am luat când am fost în Italy, ceva clasic pe care eu l-am mereu în geantă și a fost și acum 5 ani o controversă, este un OB, un tampon OB, pentru că trebuie să ai ca și fată la tine, mereu, din punctul meu de vedere, un strugurel. Care vreau să vă spun așa, în caz că l-ați văzut, l-ați folosit de la Himalaya, eu îl adoram. Era atât de cremos și mirosea atât de bine, dar foarte cremos și hidratant. E, de când l-am achiziționat pe ăsta, e foarte tare, nu știu cum să vă spun. Nu e deloc cremos, nu e deloc hidratant, nu știu ce mai caută la mine. Cred că l-am luat odată, da, la Hunedoara. Că aveam buzele foarte deshidratate. Bă, dar nimic n-a făcut. Absolutamente nimic. Ia, pe aici mai avem un gunoi mic. Mai avem un Twix. Avem un pachet de gumă, să nu ne miroasă guița urât. Încă un gunoi. Avem aici un mini parfum de la Aqua Allegoria de la Guerlain. În fine. Nu știu ce fac cu alea. Încă gunoi. Mult gunoi, se pare. Încă o apă, tot de la Guerlain. Tot de la Sephora. Voi fi luat-o eu mai de mult.
și mai multe gunoaie. Mult mai multe gunoaie în geanta mea minunată și niște monede. Așa, frumos. Le punem și poate aici. Și în momentul de față, partea aceasta din geantă trebuie efectiv, și dacă vedeți voi, trebuie scuturată, pentru că mai sunt niște chestiuțe de la, cum îi zice, de la țigară și așa mai departe. Și mai avem un buzunărel aici. Hai să vedem ce se află și aici. Oh, aici e populență, măi! Avem gunoi și avem bani. Avem mai mulți bani decât în partea cealaltă, pe care trebuie să-i băgăm totuși în portofel. Și mai avem încă un spray de nas, încă un hit de ăsta folosit. A, și gata! Mamă! Da, bun, am terminat. Cam asta s-a aflat în geanta mea. N-au fost foarte multe lucruri, dar au fost foarte multe chestii care nu-mi trebuiau. Adică ciocolata nu e ca și când, mamă, ceva, mie îi bag repede o ciocolățică sau ceva. Pastiluțe. Mm. Da, în principiu cam asta s-a aflat în geanta mea. Eu sunt curioasă ce produs din geanta voastră nu vă lipsește niciodată, dar absolutamente niciodată din geantă. Sau hai, nu un produs, că poate vă e greu să vă hotărâți la unul. Dar trei produse măcar. A venit și Ianița, m-am dus să-i deschid ușa. Deci în continuare vă zic, lăsați-mi trei lucruri pe care voi le ține mereu în geantă. La mine e portofelul, bigstonimul și... Cheile de la casă? Și hai să zicem cheile de la casă, dar pe alea le bag în geagătă. Fără astea nu plec niciodată. Gata, vă sper pupicesc, aveți grijă de voi. Ne vedem data viitoare și sper că v-a plăcut acest vlog. Bye!